Secretar, domnul vicepremier, stimați colegi, vă spun bună dimineața și bine ați venit la ședința ordinară de astăzi, 28 decembrie 2018. Pentru ce făcut ne-am obișnuit, v-aș ruga doar ca comisarii să ascultăm. Aprobarea rezilierii contractului de închiriere numărul 2818 din 2013, aprobarea prelungirii prin act adițional a contractului de prestări servicii 66 pe 2018, aprobarea programului anual de achiziții publice a Comunului de Lenți pentru 2019 într-o primă formă, aprobarea organizării în Comuna de Lenți a ediției a 4-a a concertului de Crăciun Deschide Ușa Creștine, aprobarea organizării unor manifestări culturale în luna decembrie 2018, aprobarea oportunității și executării lucrărilor de consolidare și refacere a monumentului eroilor din Comuna de Leni, aprobarea oportunității și executării lucrărilor de împrejmuire a terenului având destinația amenajare parc pentru copii, aprobarea construirii unui parcări acoperite, aprobarea modificării articolului 29 din regulamentul de ordine interioară, aprobarea programului de lucrări de interes local ce vor fi executate în anul 2019 conform legii 416 pe 2001, alegerea președintelui de ședință pentru următoarele 3 luni, decembrie, ianuarie, februarie, aprobarea acordării unui ajutor financiar pentru domnul Agace Florin, aprobarea acordării mandatului special în vederea exprimării votului NAGA Arsacis, privind actele adiționale 25-26, aprobarea oportunității și executării lucrărilor de consolidare la școala Slobozia, aprobarea acordării unui ajutor financiar pentru domnul bucătar Victoraș. Și ședința extraordinară din 12 decembrie, unde au fost adoptate un număr de 4 hotărâri, după cum urmează rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, aprobarea încheierii de act adițional la contractul de lucrări consolidare, construirea aleei pietonale,
aprobarea distanței de 5,5 metri lineari între clădirile de corp A și B de la școala Slobozia, aprobarea instituirii și administrării taxe speciale de salubritate în comuna de Reni. Astea sunt hotărârile adoptate în cele două ședințe. Mulțumesc. Începem cu punctul numărul 1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea de contări cheltuielor privind la veta cadrelor didactice lunile noiembrie-decembrie 2018 pentru școala gimnazială de Leni și școala gimnazială Poiana. Ne prezintă domnul. Da, bună ziua, stimați colegi, pentru că ne aflăm la ultima ședință din anul 2018. Ar dori să vă adresez în primul și în primul rând un cuvânt de mulțumire pentru buna colaborare pe care am avut-o în acest an. Pentru faptul că împreună cu dumneavoastră am reușit să găsim, spun eu, soluțiile care erau viabile la momentul respectiv pentru ceea ce ne-am propus noi pentru anul 2018 și eu consider că abordând cu seriozitate și cu profesionalism multitudinea de probleme care există la nivelul administrației publice și în speță și la nivelul comunii de Reni, am reușit să găsim întotdeauna soluțiile care au putut fi puse în practică la nivelul comunei noastre. Un raport privind activitatea economică pentru anul 2018 îl voi prezenta în luna ianuarie, atunci am prezentat și execuția bugetară, așa că n-am să intru în detaliu amănunțit pe această chestiune. Acest raport va fi prezentat în luna ianuarie. Dar am ținut în mod expres să menționez faptul și să vă mulțumesc în același timp pentru colaborarea bună pe care o avem la nivel instituțional și datorită acestei colaborări bune, eu zic că și rezultatele la nivelul primăriei de Reni sunt notabile și de remarcat. Astăzi o să prezint eu proiectele de hotărâri care vizează bugetul, pentru că domnul Boboc, fiind închiderii de an, are de făcut câteva operațiuni la nivelul trezoreriei și nu a putut să participe astăzi la această ședință. Sper să ne descurcăm că nu sunt lucruri foarte complicate. Este vorba de proiectul de hotărâri care vizează decontarea navetei pentru lunile noiembrie și decembrie la școala gimnazială de Reni și școala gimnazială Poiana. După cum știți foarte bine, Consiliul Local de Reni, Primăria de Reni și-a achitat întotdeauna obligațiile către instituțiile de învățământ în ceea ce privește decontarea navetei către cadrele didactice și nu numai atât, chiar și nivelul investițiilor din domeniul învățământului la Deleni este unul foarte, foarte accentuat. Deci, la articolul 1 se aprobă decontarea cheltuielilor de transport efectuate de cadrele didactice de la școala gimnazială Deleni pentru lunile noiembrie și decembrie, sumă totală de 5.804 lei. Iar pentru școala gimnazială Poiana, decontarea cadrelor didactice pentru lunile noiembrie și decembrie sunt în sumă totală de 10.781 de lei. Întotdeauna școala Poiana are sume mai mari, pentru că școala Poiana, după cum știm cu toții, însumează Poiana, Slobozia și Peredene, sunt localitățile care sunt în extrema comunei noastre și aici sunt foarte multe cadre didactice care fac navetă. Dacă dumneavoastră doriți anumite lucruri suplimentare, vă stăm la dispoziție. Dacă nu, vă solicit să supuneți la vot, domnul președinte, acest proiect de hotărâre. Da, deci dacă nu mai sunt întrebări, discuții, supun la vot acest proiect. Cine este pentru? Abține? Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018. Deci, în prezentă pe domnul primar. Da, este o rectificare de buget pe care o facem acum pe final de an. Am primit o sumă la venituri de 130.000
de lei, 1 miliard 300 vechi. Acești bani au fost dus la capitolul învățământ. Știți că noi în anul 2019, adică în anul 2018, am semnat contracte de finanțare pentru toate școlile din Comuna de Leni, am finalizat investiția la școala Maxut, au rămas în execuție școala Poiana, Peredeni, de Leni și Slobozia. Și acolo avem și partea noastră de cofinanțare. Deci toți banii care i-am primit prin această rectificare au fost repartizați la acest capitol, iar în anul 2019, când vom discuta bugetul pentru anul 2019, atunci vom pune în balanță toate aceste sume și funcții de ce ne vom propune la nivelul anului 2019 și investițiile pe care dorim să le finalizăm, vor fi abordate într-o ordine prioritară. Dar știm cu toții că învățământul, mai ales în 2019, va fi un punct pe buget cu prioritate, pentru că dorim să finalizăm toate cele investiții la nivelul infrastructurii școlare. Bineînțeles că vom ține cont celorlalte investiții care vor fi derulate la nivelul Comunei de Leni și aici vă aduc la cunoștință că deja suntem în procedură de licitații cu asfaltarea celor 4 km de drum. Totodată sperăm ca în 2019, de fapt sperăm, cu siguranță, cu certitudine, vor începe investiții pe schimbarea conductei de agrociment, pe extinderea de la zona Maxuțărinca pentru apă și mai mult ca sigur, se vor începe lucrările și pe infrastructura de canalizare prin master plan. Cam atât am avut de adăugat, deci nu este o rectificare de buget care vizează, este o sumă pe care am primit-o și pe care noi am transferat-o la capitolul investiții școlii. Orice bani pe care e venit, e binevenit. La nivelul execuției bugetare, așa, cu realizarea veniturilor, suntem în grafic. Ultima discuție care am avut-o cu domnul Boboc, deja suntem undeva peste 90%, adică este procentul de realizare pe care ni l-am propus de la începutul anului, adică să depășim 90%. Suntem în grafic cu lucrul ăsta, la nivelul cheltuielilor. La fel suntem în grafic, mare parte din investițiile pe care le-am propus la începutul anului am reușit să le finalizăm, da? Ceea ce este un lucru extraordinar. Și bineînțeles că vom avea în atenție ca și restul investițiilor pe care le-am propus să le finalizăm în 2019. Un punct important în 2018 a fost, și s-a discutat foarte mult despre acest punct, a fost extinderea rețelei de gaz la nivelul Comunii de Leni. Vă informez că contractul pentru proiectare a fost semnat, el se află în execuție. Avem speranța că la începutul primăverii acel proiect va fi gata și atunci vom demara procedura lucrările de executat pentru extinderea rețelelor de gaz, dar să nu imaginăm că vom reuși în 2019 să facem 50 de km de extindere de rețea de gaz. Dar va fi un pas mare în sensul că odată fiind făcută proiectarea, va rămâne doar execuția și va fi un lucru bun. La ora actuală avem undeva la 45 de kilometri deja executați pe toată comuna, ceea ce este un lucru extraordinar. Ce da întrebare? O precizare doar în micuță. Ținând cont că totul s-a discutat și de asfaltare, avem în vedere pentru 2019 și finalizarea conductei de gaz de la Peredeni la da, este la Poiană, dacă... Da, pentru că acolo va veni asfaltată zona respectivă și ne dorim să avem utilitatea gazului deja implementat. Da, este în atenția noastră. Mulțumesc. Altcineva întrebări? Atunci se pun la vot proiectul numărul 2. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea modificării contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, numărul 48/2009, prin actul național numărul 29. Ne prezintă domnul secretar. Este vorba despre o solicitare al ASACES privind mandatarea reprezentantul Comunii de Leni pentru a vota în partea adițional 29 la contractul de delegare a gestiunii în baza hotărârilor luate de către Consiliul Local în ceea ce privește aderarea Comunii Sagna și
Comuna de Județul Neamț și Comuna Prăjeni, Județul Botoșani. Am avut hotărâri în sensul ăsta, acum vor să modifice contractul de delegare. Și este necesar de mandatarea domnului primar sau cine se merge să poată semna în acel document. Dacă dumneavoastră aveți mântuie. Dacă nu sunt întrebări, te ajut să pun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Punctul numărul 4. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea mandatului special în vederea exprimării votului ADA a acest referitor la cererea de aderare a Comunei Stâmbițan, Județul Neamț, la Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canale Iași Arsaces și aprobarea actelor adiționale numărul 27 și numărul 28 la actul constitutiv, respectiv statutul Arsaces. O altă comună din Județul Neamț, dar dorește să facă parte din Arsaces. După cum ne-am obținut, nici acordul și Consiliul Local care face celor care fac parte din Arsaces. Da, deci supun la vot, țineți pentru, împotrivă, abțineți, mulțumim. Punctul numărul 5. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea realizării contractului de concesiune numărul 6786/17-7/2014, încheiat între Consiliul Local de Leni, Județul Iași și doamna Găinaru Elena. Mi prezintă domnul. Domnule președinte, stimați colegi, nu mi-aș fi dorit sub nicio formă să ajungem să dezliem contractele de concesiuni care le-am încheiat cu cetățenii din comuna noastră. Știți că Primăria Comunii de Leni a scos în ultimii ani la concesiuni mai multe loturi de teren care vin în sprijinul celor care doresc să-și construiască o locuință pe un teren concesionat de la Primăria de Leni. Numai că de la început am stabilit foarte clar că aceste terenuri nu vor avea, nu vor fi folosite ca loturi de folosință. Ele vor viza, efectiv, persoanele care doresc să-și construiască o casă și nu au un teren. Da? Acest contract de concesiune a fost încheiat în anul 2014. Da. Noi am purtat o întreagă corespondență cu doamna Găinariu Elena. Am încercat prin mai multe metode să vedem în ce stadiu se află doamna, dacă poate, dacă dorește să mai continue. Din păcate, lucrul ăsta nu mai poate fi continuat. Au trecut cei 3 ani de la... deja au trecut 4 ani. Înțelegeți, am mai făcut-o așa, nu s-a întâmplat nimica. Pe această cale aș dori să transmit un mesaj tuturor celor care au terenuri concesionate de la primărie. Să citească foarte bine contractele de concesiune. Da. Și îi rog și le recomand să respecte clauzele contractuale. Pentru că altfel vom fi puși în situația de a rezilia acele contracte, pentru că dumneavoastră nu respectă clauzele contractuale. Înțelegem acolo unde sunt probleme în ceea ce privește finalizarea lucrărilor. Spunem că datorită lipsei resurții financiare nu reușește să-și finalizeze lucrare în 3 ani de zile o construcție de casă. Dar atâta timp cât măcar nu s-a scos un certificat de urbanism, nu s-a depus o documentație de proiectare, nu s-a întâmplat absolut nimic, considerăm că persoana respectivă nu mai este interesată de așa ceva și atunci obligatoriu vom procede la rezilierea acestor contracte. Precizez faptul că dacă trec 3 ani de zile de la data semnării contractului, au obligația să-și plătească și acele concesiuni care sunt prevăzute în contract. Iar după rezilierii, noi vom reveni în Consiliu cu un nou proiect de hotărâre prin care, de fapt, nici nu știu dacă vom mai reveni, vom scoate din nou la licitație loturile care rămân libere. Nu mai sunt persoane interesate. Mulți dintre ei doresc lucrul ăsta, o parte din ei pleacă din țară, lasă părinții, ori uită, ori nu mai vor. Sunt și lucruri de genul ăsta, înțelegeți? Dar recomandarea este că cei care doresc să-și construiască case, într-adevăr, mi-a venit în sprijinul lor. Prețurile au fost stabilite în baza unui raport de evaluare. Cei care își construiesc o casă la finalizarea investiției au posibilitatea să-și cumpere terenuri, să devină proprietari pe teren, pentru că noi am spus atunci că nu scoatem la vânzare terenuri,
pentru a nu crea, să spunem așa, o posibilitate pentru cei care, să spunem, au o situație materială mai bună, să poată achiziționa mai multe terenuri, am zis că ne concesionăm, iar în momentul în care persoana respectivă și-a finalizat investiția, poate să cumpere acel teren și să devină proprietar. Dacă dumneavoastră, eu știu, doriți să mai facem o discuție pe așa ceva, eu vă stau la dispoziție cu toate informațiile, domnul secretar poate să vă dea și dumneavoastră anumite, să spunem așa, planificări, din punct de vedere juridic. Dar eu aș întreba. Ori ieșit că timp și 3 ani de zile nu plătește nimic? A, da, plătește concesiunea. Concesiunea, nu? Deci nu poate fi vindere de viață, chiar dacă mă construiesc, dar am avut un contract, trebuie achitat. Nu am avut penalizările de rigor. O întrebare, dacă ne spuneți. Totuși, ce se întâmplă din sursele mele de informare, avizile astea de la Gaz Nord-Est, vin foarte greu. Cu vostru persoane care dețin locuri de casă concesionate, au făcut toată documentația, numai am înțeles că legal nu poate să depună pentru autorizare, deoarece documentația este incompletă, adică nu are avizul de la Gaz Nord-Est. Deci totuși vine așa de greu, totuși nu vine de la Bruxelles, vine, nu știu, undeva de la Târgu Mureș, vine de la cei care construiesc în zona respectivă au nevoie de două avize de la Gaz. Toate cele 60 de locuri care sunt acolo au nevoie de la Târgu Mureș, într-adevăr, de la Del. Gaz Nord, nu Gaz Nord, nu știam, mai are o denumire. Și cei care sunt la stradă, la strada principală, numai de la Gaz Nord-Est, au nevoie și de la Gaz Nord-Est, două avizi. Pentru că în apropiere, undeva pe terenul celor de la stațiunea de cercetare, trece conducta magistrală de gaz către Botoșani. Și spune undeva în legislație, dacă magistrală trece la mai puțin de 200 de metri de loturile de casă, este nevoie de acel aviz. Și de acolo, într-adevăr, vine mai greu, o lună, jumătate, două chiar. Da, da, vedeți dumneavoastră, trebuie să mai fac o mică completare. Stând cu documentația așa, vă dați seama, când ajunge avizul ăla, îmi expiră. Acela aviz este cerut prin certificatul de urbanism. Certificatul de urbanism are un an de zile valabilitate cu posibilitatea de prelungire. Noi am încercat la nivel de primărie, domnul primar știe foarte bine, să scoatem noi acel aviz pentru toate loturile. Nu ni s-a permis, este nevoie să fie scos de fiecare persoană în parte individualistă. Dar să nu se înțeleagă cumva că intenția noastră este de a reziliat contracte la persoane de care deja sunt în faza aceasta de avizii. Adică noi discutăm despre oamenii care sunt în faza de a obține avize. Adică au certificat de urbanism, se lucrează la proiect și așa, sub nicio formă. Pentru că ea chiar doresc să construiască și în cazul în care au depășit, să spunem, perioada de contract, nu există niciun motiv ca noi să le reziliem contracte. Ei deja sunt pe drumul bun. Într-adevăr, chestiunea asta cu avizul de la Del Gas Grid, datorită faptului că trece magistral acolo, este un lucru prevăzut în lege, nu putem noi să-l împodim sau să-l schimbăm. Am încercat pe toate căile să urgentăm, adică să obținerea acestui aviz. Acum există posibilitatea ca certificatele de urbanism să fie și pe 24 de luni, de fapt, pentru emis, adică nu sunt cârcești cu absolut nimic, numai să nu. Vă dați seama că sunt 4 ani de când a fost concesiunea și de exemplu doamna și-a schimbat și domiciliul, nu a început, deci nu are nimic, niciun semn, nu a dat, ba din contră, a venit cu o adresă, cereri în octombrie, undeva pe la jumătatea la octombrie, să o păsuim până în decembrie că va construi, haideți. Deci nu construiești 4 ani și construiești într-o jumătate de lună, cred că e greu de înțeles. Da, am înțeles. Nici n-ai făcut niciun demers din punct de vedere al hârtiilor. Adică să ai certificat de urbanism, să mergi mai departe, să ai proiectare, să fii cu documentație depusă pentru aviză și așa mai departe. Lucruri care nu. Dacă lucrurile stau așa, cred că trăim într-un alt secol al tezei, da. Unde chiar nu ar trebui doar să auzim despre lucruri și noi, ca și Consiliul Local, și domnul primar și domnul secretar, vreau să ia notă și să mai facem o adresă scrisă la sediul Trigas sau Ergas, care
este în măsură să ofere cele avize și să încerce și ei să-și pună personal la dispoziția cererilor că le-au. Dacă aștepți o lună jumate de acolo, alte luni dincolo, de la oficiile de catastru sau din alte părți, ce facem? Cred că și venim în sprijinul populației din localitatea noastră. Deci noi, cred că e bine să le sesizăm problemele noastre cu care se întâmpină concetățenii noștri și ei să găsească oricum soluții. Pe un certificat de urbanism are undeva la 4-5 aviz. Într-o lună, o lună jumătate, îi scoate cu toate. Când nu se depune să obții unul și te duci după aia. Deci se pot depune cereri pentru fiecare în parte. Și mai este o chestie. Oamenii ar trebui să mai sune la instituția respectivă, pentru că unii instituții fac avizele și zac acolo. Ei nu sună, domnule, vin și se ridică avizul. Omul zice că trebuie să-l trimite ăla. Nu, mai verificăm. Și avizele când se depun toate odată la toate instituțiile respective. Bănuiesc că au și un termen legal de a da soluție. Spre exemplu, luați un proiect pentru o casă, acel proiectant depune el, dacă ești de acord, ca să nu umbli tot, pentru că tu nu știi, dar el știe de ce e vorba. Și tu se duci și depune toate documentați și chiar un proiect de proiect. Dar vinde tu, e mai greu. Nu cred că este un impediment acelea vinde care este celor de cele de ce, numai dacă este interes. Nu vă imaginați-vă următoarea chestiune, pe toate investițiile publice pe care le avem noi la nivelul primăriei, și nu numai primăria, de fapt, toate administrațiile publice locale care au investiții, și noi suntem supuși acelorși rigori ale legii privind obținerea de aviz. Să nu credeți că n-am ridicat la nivelul forurilor superioare, la nivelul administrației publice centrale, demararea sau gândirea unei proceduri de a obține avizele a autorităților publice locale pentru investițiile publice, de a avea o acuratețe și o rapiditate mai mare în obținerea avizelor. Că să știți că și pe noi, de foarte multe ori, instituția de statului ne au o lejeritate așa mai mare în a ne furniza anumite avize. Sunt instituții care dau avizele mai greu, au o procedură mai greoaie și pierdem timp și suntem construiți de termenii investiții și așa mai departe. Aici, vis-a-vis persoanele fizice, cu siguranță toți cei care își construiesc case au pe cineva care le face documentația de proiectare. Cel care face de regulă documentația de proiectare și proiectarea, întocmește inclusiv documentațiile pentru obținerea vizelor. Obținerea avizului nu înseamnă doar o cerere pe care o depui la cel care trebuie să-ți furnizeze avizul respectiv și el ți-l dă. Nu, depui o documentație. Acea documentație trebuie să fie făcută corect, în primul rând. Dacă documentația nu este făcută corect, instituția care trebuie să-ți elibereze avizul respectiv îți respinge acea documentație și îți solicită să vii cu să aduci documentele care sunt prevăzute de lege. Și de aici apar și aceste probleme de întârziere. Vă dau doar un exemplu. Unul din cele mai grele avize pe care noi îl obținem la momentul actual, nu neapărat poate că cei de la ISU ar dori să-l obțină, să ne-l furnizeze mai greu. Condițiile datorită legislației care a fost modificată pe securitatea la incendiu și așa mai departe, sunt un pic mai strânse, înțelegeți, și trebuie să fii foarte atent când faci aceste documentații și să obții avizele. Vă dau un exemplu la școala Slobozia. Acum ați văzut că în ședința trecută am dat o declarație și vedeți că am avut o discuție cu proiectantul care lucrează acolo, pentru că ei ne spuneau în felul următor. Distanța care trebuie să existe între cele două clădiri, da? Trebuie să fie de minim 8 metri. Ca să-mi dea ei avizul. Cele două clădiri au fost construite acum mulți ani în urmă. Da? Legea a fost modificată după ce cele două clădiri au fost construite. Iar noi acum, efectiv, reabilităm o școală acolo și trebuie să obțin avizul de la ISU. Da? Cei de la ISU nu îmi dau avizul sau îmi dau un aviz condiționat pentru că distanța dintre cele două clădiri este de 5,8 metri. Și nu respectă acea distanță minimă de 8 metri, așa cum s-a întâmplat și la primărie, între cele două clădiri, trebuia să am 15 metri.
Adică noi efectiv ce putem face acum? Facem o clădire de la zero. Atunci ei te condiționează. Te condiționează în sensul că obloanele sau geamurile trebuie să aibă obloane antifoc. Pereții care sunt la școala de acolo, care este făcută din panouri sandwich, să fie din panouri sandwich rezistente la placări deschise nu știu câte ori. Și așa mai departe. Asta ce înseamnă? Înseamnă costuri suplimentare, pentru că folosim materiale de o altă structură și o altă calitate. Și lucrurile astea durează. Înțelegeți? Durează. Ei îți trimit documentația înapoi, proiectantul trebuie să relucrezi din nou, după aia este verificatorul de proiect care trebuie să-și dea și el cu părerea, după care dacă cumva ai făcut și licitația sau ai făcut studiul de fezabilitate și la momentul respectiv costurile respective nu au fost prevăzute, da? Apare altă problemă de creșterea costurilor pe obiectivul respectiv. Eu am discutat asta în ceea ce ne privește pe investiții publice. La persoane fizice este altceva, dar problema și la dumneavoastră este în felul următor. Cel care le face proiectul, dacă nu le întocmește inclusiv documentațiile pentru obținerea vizelor și nu face acele documentații bine, cu siguranță nu vor obține vizul, va fi retrimis înapoi și așa mai departe. Noi am mai încercat la un moment dat să-i ajutăm în sensul că să trimitem noi prin, sau să le recomandăm din ăștia care să le spunem foarte clar, bă, căutați proiectanți care să vă depună documentațiile, să umble ei, să vă dea documentațiile finale, nu să duci cetățeanul, nici nu știi unde foarte bine, și dacă îi respinge documentația, el ce, să uită acolo și spună ce, tot ceva care lucrează, vă înțelegeți? Sunt lucruri și lucruri care trebuie să știute foarte bine de către toată lumea. E complicat. În general, proiectantul știe de ce e vorba și îi cere și o sumă nu chiar foarte mare pentru chestia că se duce el mai mult bilet. E o taxă care pentru obținerea vizului, care de regulă nu este foarte mare, și undeva la 100 de lei, cred că. Cea mai mare, de 250 de lei. În rest, toate sunt relevante. Bine să lucrezi cu proiectantul, pentru că ăla știe de ce e. Da, 250 de lei. Există o modificare pe legea, am impresia. Da, da, în rest, 100 de lei, 120 de lei. Și drumurile naționale, la fel. Da. La drumurile naționale o să facem o discuție în ianuarie cu dumneavoastră vis-a-vis de ieșirea de la șoseaua națională de acolo, de la domnul Asaftei, pentru că știți că noi am fost obligați prin avizul de la drumurile naționale să se blocheze acolo drumul. Ăla creează un disconfort. Din punctul meu de vedere, nu are o anumită logică sau nu știu, oamenii văd doar dintr-un singur punct de vedere acolo. Acolo sunt, se circulă foarte mult. Toți oamenii care ies din comuna de Len și ies pe drumul ăla sunt obligați să facă dreapta să ajungă în Hârlău. În Hârlău unde să ajungă? Hârlău nu are centură ocolitoare, te duci să întorci în centrul orașului un utilaj, o mașină mai mare. O să vedem cum abordăm lucrurile astea, pentru că eu sper să găsim o soluție, mai ales că acel drum va intra în Reca. Eu cred că acolo s-ar impune într-o anumită zonă să facă un din ăsta posez giratoriu, să se poată găsi o soluție, pentru că este total impracticabil pentru cetățenii din comuna de Len. Adică este total impracticabil, mai ales pentru cei care lucrează în domeniul agricol, înțelegeți, și au utilaje, au aia, este o... E posibil pasat, dacă se ducă până la sectorul Bătei, da, și poate să trebuie, e ducă la locul. Mașinile mici, să spunem că găsesc o soluție mai ușoară, dar eu mă refer la mașinile mari. Ce faci cu mașina mare? Unde te duci? Te duci la gară? Unde te duci? Adică este foarte complicat acolo. Nu știu, o să vedem. La momentul, așa o să venim cu adresa argumentată. Acum noi am fost constrânși de acel aviz de la dumneavoastră, am fost constrânși de contractul cu AFIR-ul, care trebuie respectat ad litera, nu există altă variantă, înțelegeți? O să vedem pe parcurs ce soluție găsim acolo. O să uzăm toate procedurile prevăzute de lege pentru a găsi înțelegeri, în primul rând, la dumneavoastră, care sper să o și găsim, pentru că altfel nu se poate, pentru că nu trebuie să faci anumite lucrări care să fie împotriva mersului normal al lucrurilor. Înțelegi? N-ai cum. Trebuie să găsești o formulă. Și formulele sunt așa. Ei sunt, într-adevăr, un pic mai rigizi. Nu știu decât
Da, atât. Problema este... Păi noi avem, de exemplu, linii consideri de la ieșirea din Hârlău, da? De la autobază de acolo, avem linii continuă până dincolo de pot la CFR. Da? Cât? Aproape 1,5 km, 2 km de linii continuă, nu? Cam 1,5 km, cred. Se defectează mașura și lovărituri de discontinu. Se defectează. Nu, dar gândește-te că cam câte drumuri sunt laterale acolo care fac stânga, mă înțelegeți? Adică cum? Ce faci? Domnul primar, dacă ați observat la București, când au făcut, o inaugurat acum centura asta... N-am fost la inaugurare. Era la televizor. Dacă mi-ați observat, faci autostradă și când ajungi în București, 6 km, faci trecere de pietoni, stop! De, vorbea purtătorul de cuvânt, dar băi, să vedem că trebuie să refaci, dar tu din proiectare, cum? Din autobagă și faci 300 de metri. O să fac o balustradă acolo, ca să trebuie un dreapă. Chiar mai simplu de soluție. Are drumul de la Târgu Frumos, Botoșani, cu siguranță o să fie... Ok, noi am depus... noi depunem tranșa finală la fier, pentru decontat. Dar pentru că am finalizat lucrarea pe modernizare drumului de asfaltare pe măsura 7-2. La depunerea tranșii finale, trebuie să atașez în spate toți emitenți de avize, cât ai conformat conform avizelor pe care ți le-au impus la data respectivă, da? Dacă, de exemplu, un emitent de la spune că, domnule, nu respecta asta avizul pe care l-am dat noi, există riscul să nu primești decontarea banilor. Și atunci nu ne putem juca cu lucruri de genul ăsta, înțelegeți? Dar asta nu înseamnă că noi nu putem face demersuri în continuare, după treaba asta, ca să se găsească o soluție acolo care se poată fi și practică. Că până la urmă asta este problema. Bă, faceți un lucru practic. Noi nu suntem conștienți de faptul că se dorește o circulație mai fluidă de drumul național cu cât mai puțini întreruperi, dar ați văzut cum scurbile cele acolo. Și eu am vrut să spun câteva chestiuni legate de drumul național. Domnul primar a punctat destul de bine ceea ce este foarte important. Să ne interesăm să vedem în ce stare se află ei cu proiectarea, pentru că o să treacă drumul prin comună și noi o să ajungem să fim separați, să nu mai reușim să-l folosim, să fim mereu plini continuu, balustrada asta care chiar nu era nevoie. Să vedem cum concepe traversarea asta a șoselei, cum prevede proiectul, pentru că în principiu ar trebui să au făcut aviso. Aici o balustradă care e fără utilitate și la ora actuală ei au poduri, au șanțuri care nu sunt protejate. Iar balustrada asta protejează drumul de nimic. Pur și simplu lucrare de asta se ridicază. Protejează drumul potriva satului sau cam așa ceva. Adică trebuie neapărat să vedem, o să ne trezim cu niște lucrări care o să le facă ei și vreau să ocolim drumul pe la capul satului. Neapărat, în ianuarie, dacă se pot face niște demersuri, sau să le cerem și noi niște... Vedeți, problema, marea problemă care apare este următoarea. În momentul când se fac investiții care trec pe raza unor localități, cum este Deleniu, legea nu-i condiționează sub nicio formă să obțină măcar un aviz de principii de la Consiliul Local respectiv sau de la autoritatea locală respectivă, da? Ei nu întreabă absolut nimic. Și ar fi corect. Normal că ar fi corect, pentru că până la urmă, drumul respectiv care traversează o anumită localitate, o anumită zonă, creează un grad de confort mai mic sau mai mare, mă înțelegeți? Și pentru oamenii din zona respectivă. Și ar fi normal să întrebi treaba asta. Ar fi... Așa s-au obișnuit autoritățile centrale să lucreze pentru... Adică noi nu suntem împotriva faptului că se modernizează un drum sau respectiv. Trebuie văzut, băi, acolo, voi cum circulați? Păi te obligă să faci dreapta spre Hârlău. Când toată lumea știe că Hârlăul, efectiv, nu ai... Hârlăul este blocat dacă vii mașinile mari. La Mocan, acolo, tot timpul se creează blocaje când circulă mașinile mari, pe partea cealaltă se creează blocaj aici la ieșirea la spital. Da. Despre liceu. Adică e o chestie de fără logică. Aici la ta obligatorie la Hârlău, dar n-ai voie să vină în Hârlău.
Deci după indicatoare, n-ai voie să vii din Hrănoș și intri pe drumul respectiv. Păi, e complicat. Care, care proiectat? De... Nu, nu, n-ai voie să vii din Hrănoș și intri pe drumul respectiv. Și e absolut împotriva... Cum doar de fizabilitate sau ce proiectare, e o scris în ea, știu, știi... Asta este drum expres, e în administrare și rol de la București, cum să spun, nu administrează drumul național de la Iași sau altă... Nu, mă rog, tot compartiment. Da, drumul european. Deci, ăștia sunt câsturi cu un stradă. Cel mai bine, cel mai bine cu stradă o prima părăsire că drumul. Da, autoritatea. Era o copacă cu supraviețuire. Cel mai bine știți cum va fi. Domnul președinte, eu zic așa, în luna ianuarie o să facem o adresă către... o să mă intereseze exact care este administratorul drumului la nivelul drumurilor naționale, înțelegeți? Pentru că ăsta este un drum european și are așa. Și o să li solicităm să ne prezinte cum au ei gândit proiectarea în această zonă și eventual dacă, să spunem că prin proiectul care urmează să se facă acolo, considerăm că zona Delenului rămâne undeva în aer și creează un mare disconfort, să solicităm să găsească o soluție practică pentru așa ceva. Până la urmă, doar nu solicităm lucruri... Știți ce vizită soluție în seara aia? M-am gândit așa, trebuie șterse în ea, pentru că nu trebuie adăugat. Când ți-am spus, doamna asta, asta e singura soluție, nici nu trebuie mare gândire. Când noi avem patru drumuri care ieșim în șoțea noastră, ce au spus? Considerate de mine patru, unul prin școală. Vii și ștergi acolo, le-a pui linii discontinu și ieși în stradă. Nu vă recomand să faci asta. În cazul ăsta trebuie luat și semnul de circulație. Ce semnul de faci de la biserică? Nu ai voi. Așa unde la biserică de jos. Auzi, așa la poliție, dacă sta de la acolo, ia câteva permisii în două ore. Deja sunt cel mai bine. Nu lua, dar nu s-a pus tot viața. Dacă ți-a permisul pentru să nu respecti instalorul publicatorului. E liniu, nu-i publicator. Ai liniu. Mai sunt întrebări legate de acest proiect? Spuneți la vot. Spune la vot. Păi prima dată de prețină indicația indicatorului. Mulțumesc. Trece la punctul numărul 6. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea grafisului de ședințe ordinare al Consiliului Local de Leni pentru trimestrul 1-2019. Se prezintă domnul secretar. Dacă fiecare ședințe trimestru venim cu propunerile pentru graficul din ședință trimestrul următor, este pentru trimestrul 1-2019. Și am propus noi ca prima ședință în ianuarie să aibă loc ordinară, pe 29-a ca și proiecte de hotărâri, aprobarea inventarului bunurilor proprietate publică și privată a Comunii de Leni, calificativ propus secretarului, raportul execuției BVC, probleme curente. Pentru luna februarie 27.02.2019, aprobarea contului de încheiere a execuției bugetare, organizarea rețelei școlare pentru anul 2019-2020, aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, alegerea președintelui de ședință. 27.03.2019, raportul anual prezentat de domnul primar, privire la economie socială și de mediu comune, planul anual de achiziții publice definitiv, graficul de ședință al Consiliului Local. Și tot în luna ianuarie, cred că cu siguranță undeva pe 7-8 o să fie o ședință extraordinară cu privire la aprobarea unor documente de la contabilitate. Astea sunt propunerile noastre. Bineînțeles că, sigur, am mai fi și alte proiecte de hotărâri. Și mai apoi. Întrebări? Nu. Atunci se pun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Punctul numărul 7. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea planului urbanistic privind introducerea teren în Intravilan, Comuna de Leni, în vederea construirii suprafață de 2500 m² identificat cadastral prin numărul cadastral 61.539 și carte provincială numărul 61.539, beneficiat Bogheu Dumitru. Da, două proiecte de hotărâre care au aceeași solicitare, același beneficiar. Domnul Bogheu Dumitru, din satul Maxim, Comuna de Leni, este proprietar al două loturi de teren de 2500 m² aflat în Extravilan. La momentul aprobării
planul urbanistic general, cum se spune, acest teren nu a fost inclus în intravilan. Dumnealui, fiind în imediată apropierea intravilanului, a considerat că este necesar să facă PUZ, planul urbanistic zonal, pentru introducerea suprafețelor de teren în intravilan. Toată documentația a fost aprobată, are toate avizele, este ultima unisituare. Undeva în țărincă. Ați putea face o suprafață mai mare acolo de aici. Poți putea să atingi Gheorghiu Dumitru. Eu nu știu niciun Gheorghiu Dumitru. Este Gheorghiu, da, domiciliu. Suprafețele de teren, una este lângă Cernescu Grigore. Și una este lângă Gheorghiu Constantin. Deci sunt două suprafețe de teren total opus. Omul proprietar are carte funciară. Fii sănătos. Să punea sănătos. O, dar noi nu putem fi împotriva. A, nu. Din contra, trebuie să facem toate demersurile ca să ajutăm planul respectiv. Păi e un lucru, o documentație pe care omul și-o face cu respectarea prevederilor legale. Asta e. Când o să facem noi din nou clubul nostru expiră undeva în 2022, cred că, da? Da. 2012, la 10 ani. Atunci o să facem o analiză serioasă și o să vedem ce da, se întâmplă. Da, sunt, de exemplu, când aprobă planul urbanistic general, PUB-ul, sunt niște reglementări legale prin care nu dă voie să mărești foarte mult intravilanul. Este legea, nu permite scos din intravilan, introduce din intravilan, depinde ca să poți să ai un echilibru asupra acestor suprafețe. Și atunci, unde sunt probleme de genul ăsta și cetățeanul consideră că poate să suporte costurile unei astfel de documentații care nu sunt ieftine deloc. Da, uite, vă dau un exemplu. Noi am încercat să finalizăm documentația cu introducerea în intravilan în zona Maxud, acolo în fața școlii de la Maxud. Da. Nu am reușit să facem, să finalizăm acolo acele documentații din PUZ, pentru faptul că a apărut o modificare legală unde se spune că proprietarul terenului trebuie să plătească o sumă de 3 lei pe metru pătrat și să obțină un aviz de la OSPA, de la București, pentru așa ceva. Deci vă dați seama dacă, de exemplu, ai o suprafață de 1000 de metri, 3000 de lei, dacă ai mai mult, deci pentru fiecare, un lucru care mi s-a părut așa un pic forțat, mă înțelegeți? Da, n-am mai putut să mai facem noi lucrul ăsta, nu puteam noi să plătim pentru persoanele respective, urmează ca fiecare să-și facă, cu toate că noi acolo am obținut toate avizele, mă înțelegeți, toate avizele la toate instituțiile care erau abilitate să facă lucrul ăsta, am obținut schimbarea categoriei de folosință a terenului, pentru că acolo era teren arabil, mă înțelegi? Și la schimbarea categoriei de folosință a terenului, dacă categoria de folosință a terenului este încadrată în grupa 1, adică teren de calitatea 1, nu se acceptă trecerea în intravilan, pentru că se consideră teren de cea mai bună calitate pentru agricultură și sunt reglementări foarte clare. Nu poți să introduci acel teren în intravilan ca să poți construi. O trebuie să mă documentez foarte bine pe aceste lucruri și să văd cum stau lucrurile. Acolo s-a reușit obținerea acelei categorii de teren 3, ca să poată trece, adică în gradul ăla de fertilitate care l-a avea 3, că altfel nu exista nicio șansă. Așa măcar oamenii își vor plăti acea taxă de 3 lei pe metru pătrat și vor putea obține acolo, vor putea include acele suprafețe în intravilan ca să... Pentru că până la urmă ea este undeva în mijlocul satului. Exact. Mă înțelegi, vorbim despre ce vorbim. Nu facem o extindere în câmp sau mai știu eu unde. Da, astea sunt reglementările, nu avem ce faci, trebuie să le respectăm. Da, domnule, ce rugăminteam? Haideți să avem în vedere pe chestia asta. Deci terenurile de la spatele Mătușa Bran, de Chileana, până în Izlaz, sunt multe cereri care, sunt oameni care vin și mă întreabă, dom'le, eu vreau să-l cumpăr. Este extravilan sau intravilan? Este extravilan acolo. Și sunt locuri pline de casă, acolo este gazul, lumină, dacă vine și apa, e păcat să le pierdem, zic eu. Deci, având în vedere că se poate face ceva, nu... În timp. Exact cum s-a procedat acum. Da. Mulțumesc. Ați ceva? Este exact, e unul și același lucru. Două roturi se
cumpărat, totul a fost cu 6630. E același proprietar? Nu, separat, fiecare care pot în parte de la vot. Atunci pun la vot. 7, cine este pentru? Împotrivă? 7. Și 8, am vot. Legat din mai spațiale. Deci trecem la punctul numărul 9. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea modificării hotărârii Consiliului Local de Leni, numărul 109/27/9/2018, în care s-a aprobat numărul maxim de autorizații taxice, vor fi eliberate de primăria Comunei de Leni. Ne prezintă... Da, venim cu un proiect de hotărâre privind modificarea de acelei hotărâri din 109. Datorită faptului că avem solicitări privind autorizare taxi și de când suntem autorizați noi de Autoritatea Națională de Reglementare din 2012, nu am avut nicio solicitare cu privire la activitatea de transport în regim de închiriere. Din acest motiv, noi am avut aprobat 38 de autorizații de eliberare, pentru eliberarea 38 de autorizații în regim de taxi și două în regim de transport, în regim de închiriere. Și venim cu propunerea de a modifica 30 locuri care au fost lăsate pentru închirieri, pentru regimul de taxi, adică să avem 40 de locuri în regim de taxi. Număr maxim care ne permite legislația în momentul de față. Dacă sunt solicitări și dumneavoastră consideră că pot face profit și au loc, nu văd de ce nu i-am... Exact, este o procedură, se scoate la licitații. E, asta e treaba poliției. Eu aș propune ceva, dar nu ține de noi. Taximetriștii ar trebui să aibă minimum 10 ani în circulație și apoi să devină taximetriști. Nu este o legislație care nu este. Nu, e noi, ca și consiliul local, dar pe chestia asta chiar cred că sunteți la sentimentul meu. Taximetriștii, inclusiv și eu, și noi ne grăbim. Dar și ei trebuie să fie foarte respectoși în trafic, să fie un exemplu pentru noi. Da? Chiar dacă ei se grăbesc, pentru că ei circulă predominant. Și facem și noi ce fac și ei. Deci ei trebuie să ne trateze cu respect. Ei sunt profesioniști. Să arate lucrul acesta. Vă mulțumesc. Și eu aș vrea o intervenție ce la situația. Știu că este reglementat, dar cu siguranță o să se întâmple și chestia asta. La un moment dat o să apară la vânzare locuri de taxi, pe ei au să-și vândă mașinile cu locuri, cu nu știu ce. În alte localități, subliniesc chestia asta, în alte localități se întâmplă. Și se vinde locuri de taxi, cu taxiul respectiv, la un preț destul de mare. Este foarte bine reglementată situația de a putea pe scânduri. În cazul în care este persoană fizică sau de ei, nu poate face acest lucru. Deci se reziliază din drept de dată de stat. Și singura chestie de chestiile astea, acolo unde este SC, se vor face vânzarea SC-ului sau un SC are mai multe locuri de taxi, șoferul angajat la el reușește să devină el la rândul lui autorizat și atunci SC-ul are dreptul să-i facă chestia. Este reglementat foarte bine prin legea 38. Asemenea chestia asta nu se ajungă la... Sunt anumite afaceri din așa ceva. No, dar la noi mare majoritate au un singur, mare majoritate de persoane fizice sau EU, deci în cazul în care eu nu sunt, automat se reglează. Da, și nu suntem la capitolul stres, am o propunere pentru anul viitor și mă refer la punctele de la școli de liniție, unde dacă s-ar putea, nu știu exact în ce măsură, să se monteze semafor. Adică școala de Leni, grădinița de Leni, școala Maxud, grădinița Maxud. Deci foarte importantă chestia, dar cel puțin așa o vedem. Sau de nivel de la fiind? Nu, deci sunt cu multe accidente, pentru că copiii când iese la școală, el nu se uită, nu are nicio, e foarte complicat, chiar dacă îi trece pe toate. Semaforul e sfânt. Nu știu cât ar costa, unde e viață care... Dar dacă nu se uită copilul la semafor, domnul... Dacă nu se uită copilul la semafor, nu e bine. Deci dacă nu se uită copilul la semafor... Deci venim cu chestii care nu șari chiar nu... Semafor e semafor. Chiar are, nu, este tot copilul. Nu e copilul, nu e bine.
Copiii văd să învețe. Semaforul... Care nu se învață? Nu mă ajută și eu, la 30 de ani. Nu se mai nicio măsură. Acolo e altceva. Nu, e altceva. Nu e altceva. E aproximativ. Am văzut, sunt aceștia de pietre semaforizate cu buton. Cu buton, da. Exact. Știți ce acum... În spitalul ăsta, spitalul. Poștile am văzut, da. Eu vin și în sprijinul conducătorilor auto, în special mașinile mici la care se circulă, deci vedem foarte bine că sunt foarte multe și cred că semaforul e cel mai sfânt oriunde. Semaforul cum e? Se treacă de pe trotuar pe altul, nu? Sau cum e? De ce trebuie semaforul? La ce luare semafor? Ca să treacă de pe trotuar pe altul. Trebuie să faci trotuare, te ieși pe aia semafor. Nu, nu, nu. Discutăm de siguranță acum. Asta e. Se treacă? Cum se treacă? Trotuarele deja sunt propuse. Nu văd care e problema dumneavoastră. Tu spunea Drumul care traversează comuna de Lempin, ce am prins de drumul județean, este în administrarea drumului județean. Stabili. Da. Dacă se pune sau nu se pune semafor, sunt cei de la drumul județean. Semaforizarea, din punctul meu de vedere, ca fiind neprofesionist în ale drumurilor, la nivelul drumului județean care traversează comuna de Len, nu cred că ar fi una care să fluidizeze traficul, din contra, ar fi una care să îngreuneze traficul. Mai recomandat ar fi ca în zonele unde sunt școli, grădiniți și așa mai departe, să fie pe șosea amplasate acele denigălări, spinări de măgar, cum se cheamă ele, șoferii vor fi obligați să reducă viteza, pentru că altfel își strică mașinile. Vis-a-vis de drumurile comunale care le avem noi în administrare și care sunt asfaltate. Și aici mă refer la drumul care face legătura între Deren, Slobozia și Peredeni. Avem acolo școala de la Slobozia, grădinița de la Slobozia, da? Care tot așa putem să le gândim. Ideea la care, sau lucrul la care mă gândesc acum, sunt acele spinări sau denivelări cocoașă făcute pe asfalt, pentru a... Noi am avut discuția cu doamna Busuioc, chiar a ridicat foarte bine, pentru că în tronsonul cealaltă de drum, mai drept, există acea tendință de a călca generația mai mult. Și atunci, imaginați-vă, de exemplu, semaforizare, da? Avem școală dimineața până la ora 14 sau nu știu cât. Să treacă o mașină, să trebuiască să stai la semafor și așa mai departe. Dar vă spun cu siguranță că drumurile județene nu ar aproba niciodată semaforizare pe acest segment de drum. Mi-aș permit eu să sper că dacă le-am face o adresă și le-am recomanda în zona școlilor și grădinițelor, în afară de trecerile de pieton și presemnalizarea care ar trebui să existe înainte de a ajunge în preajma școlilor cu plăcuța aia care să avertizeze școală și așa mai departe, să vină și acele denivelări pe asfalt și atunci oamenii s-ar învăța și ar reduce vitezele. Da, dar v-am spus, eu discuții pe care o abordăm, facem o adresă către drumurile județene, dar ne gândim în același timp și la tronsoanele de drum care sunt în administrarea noastră, să vedem care este cea mai bună soluție pentru drumul care îl administrăm noi. Și după aia, să spunem așa, facem o referire la cei de la drumurile naționale, cum își fac ei și cum își vede lucrurile. Că până la urmă nu ați văzut și la Râlău acolo. Acum, într-adevăr, dimineața trebuie să recunoaștem că există un agent acolo de la poliția locală care dirigează efectiv circulația. Dar marța sau duminica sau joia, când este zi de piață, acolo se circulă mai mult în parte la lung, la la lung, mă înțelegeți? Și dacă mai ai și șansa ca să aibă program cei de la poliția rutieră în acea perioadă. În intersecția unde se află echipajul poliției, ar trebui ei să dirigeze, de ce nu fac asta? Mai fi fost scrisă la poliție și spuneți că sunteți nemulțumiți de lucrul ăsta și să ia măsurați. Eu sunt tare mulțumit, își fac datoria dumneavoastră. Hai să nu-i pune nimic. Nu se poate. Nimic, asta e reștit. Așa, nu se poate juca numai. Poliția română. Mulțumim.
Dacă nu cu informări, atunci merg cu informări. Cu privire la adresa numărul 3.460.986 pe 18.12.2018, remisă de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență Iași, înregistrată la primăria sub numărul 14.468 pe 19.12.2018. Da, aici este vorba de cam fiecare an, ne trimite un document în preajma procurorilor de iarnă și cu privire la anumite informări ce privește respectarea normelor PZI. Noi am afișat documentul și la sediul primăriei și pe site, pe cei care vor să în totalitate poate intra pe site-ul nostru. Ce ar fi, cred că, de reținut cel mai important pentru populație, spune aici, să nu folosim instalații electrice defecte, nu folosiți sobi și alte mijloace de încălzire defecte, nu utilizați foc deschis în locuri cu pericol de incendiu, interzicerea jocului copiilor cu focul, nu utilizați aparaturi electronice, cabluri electrice, priză, întrerupătoare defecte, nu supra-solicitați rețeaua electrică, nu lăsați nesupravegheate aparatele electrice, cum ar fi fier de călcat, radiator, eu știu, alte asemenea. Aerotermii, radiatoare, calorifere, defecte, siguranțele să nu fie înlocuite prin liță sau eu știu alte decât cele calibrate de către specialiști. Nu aruncați cu artificii asupra locuințelor sau alte încăperi, unde sunt persoane, animale. Buteliile de gaz să nu fie amplasate cât în apropierea surselor de căldură, să nu fie folosite incorrect, eu știu, culcate sau în alt poziții. La instalarea lor să nu fie verificate cu flacăr, chestii pe care cred eu că marea majoritate le știm, nu știu cât le știm. E bine să continuați, că eu colegi, este foarte important. Asta e pentru persoanele fizice, spune și pentru biserici, pentru... Nu, dar ținând cont de faptul că la nivelul comunii de lemn, din nefericire, s-au registrat, aș spune eu, foarte multe sau multe incendii. Avem și cazul recent cu familia Bucătaru, care tot așa, datorită unei defecțiuni la sistemul de iluminat, a produs acel incendiu și a ars casa în totalitate. Este bine să cunoaștem acest minim din norme, da, pentru a preîntâmpina catastrofele care se pot întâmpla cu incendii și așa mai departe. Este bine atunci când avem o problemă la instalația electrică acasă, să aducem personal autorizat, să nu intervenim noi, să facem tot felul de artificii cu liți și cu așa mai departe. Mare atenție la întrerupătoarele, la astea care le folosim la priză. Înțelegeți, vedeți că noi cumpărăm prelungitoare din astea, de regulă le cumpărăm din piață sau din locuri sub orice critică, din cel mai prost material posibil. Da. Ele, de regulă, au trei din alea de pus și punem în ele frigider, televizor și mai punem nu știu ce în priză. Ele nu duc, mă înțelegeți, de acolo se pot produce adevărate catastrofe. Da? Un alt lucru care este foarte important, la persoanele care sunt în vârstă, persoanele care au probleme de sănătate, persoanele care locuiesc singure, și sunt vizitate din când în când de vecini sau de rude apropiate, sau chiar și merg și asistență medicală comunitară la noi și de cei de la asistență socială, la folosirea radiatoarelor cu flacări, nu cu flacări deschise, cu liță, cu lumină deschisă. Știți, sunt acele reșouri improvizate care... fac prăjituri, fac... Sunt foarte complicate, sunt foarte complicate. Deci mare, mare atenție. Sau... Întotdeauna le-am solicitat colegilor de la noi, de la primărie, domnului Simionescu, domnului Buzumurg, atunci când merg, domnului Mihai Lungu,
Noi am acordat ajutoare la persoanele care au probleme de încălzit, lemne, da? Am solicitat să meargă colegii să verifice în mod expres dacă sistemul de încălzire, mă refer la încălzirea pe lemne cu sobi, este unul funcțional, dacă coșul este curățat, adică noi am dus lemnele să vedem dacă persoana respectivă poate să-și facă focul singur sau nu, sau dacă este cineva care vine și o ajută. Adică să nu dăm lucrurile așa, pentru că se întâmplă atâtea tragedii și, din păcate, se întâmplă multe și ele nu pot fi eradicate în totalitate. Dar măcar să facem o prevenție și la nivelul oamenilor, la nivelul populației, să se cunoască acest minim set de norme, mai ales acum în perioada sărbătorilor, când toată lumea folosește tot felul de instalații. Becuri luminiți și așa mai departe. Ele, dacă sunt făcute prost, înțelegeți, se pot crea scurturi și așa mai departe. Se întâmplă incendii și se întâmplă tragedii. Da, eu sper că acest minim set de cunoștințe, dacă îl avem și respectăm aceste reguli minime, avem șanse mari ca să nu producem, eu știu, o catastrofă la nivelul locuinților noastre sau chiar vedeți că sunt incendii care se pot extinde cu rapiditate. Ați văzut în seara de ajun, vijelia care a venit și vântul care a venit, un incendiu produs pe o vijelie de genul ăla, da, riscuri foarte mari. Sau un alt lucru pe care îl mai întâlnim încă la nivelul gospodăriilor din comuna de Len, sunt acele stocuri, fânarii care sunt făcute în preajma locuințelor, în preajma grajdurilor și în preajma coșului de fum. Vezi că ies fumul la 5 metri de stocul lui. Imaginați-vă că folosești un lemn, cum e bradul, care scoate scânteii pe hor și acea scânteie nu se stânge repede și ajunge nu știu unde. Produce incendii. Deci, trebuie mare atenție. Mare atenție că sunt lucruri... Până la urmă, noi suntem un pic supărați pe ăștia de la ISU că au niște norme așa un pic mai, cum să spunem, mai exigente, dar ferească Dumnezeu să ajunge într-o situație de genul ăsta, să ai un incendiu produs acasă și atunci ai spune, bă, de ce n-am respectat eu sau de ce n-au fost normele mai dure sau mai nu știu ce. Vedeți că la școli sau în locurile publice ei vin cu niște normative de ferească Dumnezeu, așa cum ne-au impus să construim la primărie acel bazin de 60 de tone de apă, așa cum și la școala de Len se impune tot așa construirea unui bazin, pentru că numărul copiilor depășește 600 și atunci normele sunt altele, așa mai departe. Da. Este bine să discutăm cu concetățenii noștri, unde vedem că sunt lucruri de genul ăsta, să îi atenționăm prietenește, nu ne ducem acolo să ne dictăm noi, dar prietenește să le spunem riscurile la care se expun. Și mare atenție pe instalațiile electrice. Să știți, mare majoritate din incendii de aici pleacă. Folosim o liță la, știți că, la primul scurt pe care îl faci, trebuie să ai o siguranță care se decuplează. Odată decuplată acea siguranță, nu mai. Dacă siguranța este foarte puternică, scurtul respectiv creează, face flacără și deja e complicat. Da. Aici la electric aveți dreptate mare, noi când construim casa nu ne ajung bani așa și pentru prize mergem cu un cuplu mai subțit. Ce e recomandat ca să nu se încălzească și să reziste un cuplu mai gros, care să reziste toată viața. Deci să ținem cont că nu mergem totdeauna, după aia nu mai locuim niciodată. Odată și punem un cuplu mai gros, avem putere, nu se încălzântă și aparatura pe care o folosim. Stai fără grijă. Este la cinci mare, tot așa. Asta e. Problema este alta. De exemplu, la noi în Țărică au ars 3 mașini. Deci în septembrie a dat focul în stație. I-a dat foc, e altceva. Nu, nu mai pic. Este unul care... Trebuie găsit. După aia a dat la Oping, la camerea Oping, și vinerea trecută noaptea a dat focul Carciuc. Dar sunt prost, a dat clar că i-a dat foc sau... Așa că aveți grijă dumneavoastră. Păi eu lăsam în fața acolo și cineva mi-a fost. Domnul era grijă că s-ar putea să ia foc. Un cetățean iubit în zona aceea. Cine să-ți dea foc la mașină? Da, cine e un prietru cu cetățean. Și cele mai multe persoane iubitoare, să știți de asta. Nu numai de mașină, ci nu fac un mod așa. Ce-au vrea, nu era un prietru. Asta e acum.
se prezinte instrumentală, aprobată în comisie pe rost de lege cu votul majorității în hotărâre locale prezent. Deci, proiect de hotărâre cu privire la aprobarea mandatării conducerii primăriei Comunei de Leni, județul Iași, în vederea închirierii și semnării contractului de vânzare-cumpărare, care nu a fost încheiate până în prezent, în urma licitației prin negociere directă, organizația în bază legii numărul 550/2002, finalizate prin procesul verbal numărul 5133 pe 2090/2013. Da, după cum spune și proiectul de hotărâre, în 2002 a fost adoptată legea 550, prin care avea obligația unitățile administrative teritoriale să înstrăineze anumite spații care erau în domeniul privat al acestora, să organiza la timpul respectiv o licitație. Unii cu vreo 6-7 agenți economici, unii dintre ei au reușit să au încheiat contractele de vânzare-cumpărare, au rămas două contracte, deși licitația a fost dusă la capăt, agentul economic a achitat suma, contravaloarea licitată, nu s-a reușit duterea la capăt a încheierii contractului, din anumite motive, unele mai obiective, altele mai puțin obiective. Am reușit în sfârșit să încheiem, să facem în mare parte anumite documente care ne licitărea notarul și în prezent este nevoie de mandatarea dumneavoastră a uneia dintre unor persoane pentru a semna contractul de vânzare, cumpărare. Și venim cu prezentul proiect de hotărâre pentru mandatarea doamnei viceprimar, profesor Cărțu Maria, în vederea încheierii și semnării acestui contract cu SECE Moldoprim, una dintre societățile care au participat la licitație. Mai avem un caz, o să intrăm în ianuarie sau în februarie, depinde de cum agentul economic va da curse și nevoie de o declarație din partea dumnealui. Eu l-am anunțat, deși demersurile le fac din 2013, n-am reușit încă să aducem. Dacă în cazul Moldoprim am avut o problemă cu intabularea la bloc, făcut greșit și au trebuit foarte multe modificări. În celălalt caz, din punctul meu de vedere, a fost o delăsare a agentului economic pentru a nu da curs la documentele solicitate. Dar sperăm să ne înțeleagă și dumnealui să ne prezinte acele documentații și în, eu știu, ianuarie, februarie, depinde de dumnealui, vom intra în ședință iarăși cu acel proiect pentru... Este vorba despre... Secedor Costa. În zona Feredeni, este un spațiu. Da. Dacă dumneavoastră aveți întrebări. Sunt întrebări? Da. Da, deci, cine este pentru, împotrivă, abțineri? Abțineri. Deci, înainte de a declara ședința de astăzi, aș vrea să vă aprobăm final. Stimați colegi, doresc să aduc în atenția dumneavoastră și în atenția concetățenilor din comuna noastră că pe data de 31 decembrie, începând cu ora 15:30, Primăria Comunii de Leni, în parteneriat cu Consiliul Local de Leni, organizează pe data de 31 decembrie acel spectacol de obiceiuri, formații din comuna noastră și cu invitați special. Anul acesta îl vom avea ca invitat special pe domnul Constantin Bahrim și pe domnul Dan Dogoș, care este directorul ansamblului folcloric de Rațuzi Botoșani. Și bineînțeles, grupurile noastre pe care deja le știm cu toții, Corogheasca, Mugur de Steja, coordonat de doamna Maria Șalaru. Și mai fac o precizare. Anul acesta o să avem o cursă specială gratuită pentru cetățenii din zona Feredeni-Slobozia de Len, persoane care se pot ajunge la Primăria de Len, care se poată înturna înapoi, pentru că el va fi disponibil începând cu ora 15 până undeva după ora 19:30. Ca oamenii să aibă ce să se întoarce, mă refer la persoanele care nu dețin un mijloc de transport sau nu au cu cine să vină aici. Noi ne dorim foarte mult ca să păstrăm și să știți că facem eforturi mari
ca să păstrăm aceste date și tradiții la nivelul Comunii de Leni, pentru că dumneavoastră observați că de la an la an sunt din ce în ce mai puține persoane care sunt interesate să facă așa ceva. Și noi dorim ca să conservăm, să păstrăm și să transmitem mai departe aceste formații, aceste obiceiuri. Noi anul acesta avem grupuri care organizează Căprița din Slobozia, în Maxut, Banta lui Novac, Ursul din Slobozia, Cerbul lui Savei, o să vină grupul vocal Burgheșelu, Cerbul Mare de la Deleni. Adică avem un întreg set de datini și obiceiuri care vor fi prezentate pe 31 aici. Vă invităm pe această cale și pe dumneavoastră să dați curs aceste invitații, mai ales că dumneavoastră în calitate de consilier local sunteți organizatorii direcți prin aparatul de specialitate al primăriei. Deci dumneavoastră sunteți organizatorii direcți a acestui festival sau cum vrem noi să-l numim, de date și obiceiuri, da? Și odată ce suntem organizatori direcți, cu siguranță trebuie să dăm curs acestei acestei participări acolo. Îi invităm și așteptăm pe toți concetățenii noastre. Sper ca vremea să fie una prielnică. Din ce am văzut noi, e posibil să avem la noi în zona noastră zăpadă, zic eu, că va fi o lapoviță cu zăpadă, pentru că noi suntem un pic, dacă, de exemplu, la Hârlou plouă, la noi ninge. Sperăm să păstreze această tradiție. Și pentru că suntem și la ultima ședință de Consiliul Local, aș dori să transmit un mesaj simplu către concetățenii noștri, către dumneavoastră, către familiile dumneavoastră, către toți cei care colaborează și se implică în tot ce se întâmplă la nivelul Comunii de Leni. Cadre didactici, medici de familie, medici veterinari, factori poștali, agenți economici, cei care lucrează în agricultură și așa mai departe, să le doresc un an bun, multă sănătate, spor și pace interioară și întotdeauna să fim constructivi și să găsim soluțiile cele mai bune și de preferat ar fi soluțiile care pot fi puse în practică. Întotdeauna trebuie să găsim soluțiile care pot fi puse în practică. Deci, anul, finalul anului 2018 să vă găsească pe toți cu sănătate, iar anul 2019 să ne găsească mai dornici de muncă, mai sănătoși, mai puternici și, de ce nu, poate mai înțelepți și mai uniți, așa. Am observat așa că noi românii vorbim atât de mult despre unitate, dar la nivel mare oamenii vorbesc de unitate, dar nu-și dau mâna. Dar nu sunt înțelegeți? Este un mesaj care nu ține, da? La mulți ani tuturor și vă așteptăm pe data de 31 decembrie la Primăria de Leni pentru a face trecerea dintre ani, să spunem noi așa, mai plăcută pentru noi. Mulțumesc! Acum, domnul Ștefan, te rog, mai rămâneți un pic, o să...